ziua, stimați telespectatori și telespectatoare. De la această oră urmăriți o nouă emisiune realizată de mine și împreună cu invitați din Petrila. Este vorba de domnul Ilie Păducel, fost primar al Petrilei și actual candidat pentru funcția de un nou mandat, alături de domnul Gică Gheorghe Rusu. Gică, am spus așa cum spun prietenii, care este președintele seniorilor liberali din organizația PNL Petrila și totodată și în biroul județean al seniorilor liberali. Bună ziua și bine ați venit și dumneavoastră în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit și bună ziua telespectatorilor care ne urmăresc. Bună ziua, domnul Bran, și tuturor celor care ne urmăresc. Cu deosebit respect îi salut. Da, de data asta suntem trei, ne-am multiplicat, da? Da, suntem în normă. Suntem trei. Discuțiile vor fi și pentru un invitat și pentru celălalt, dar aș vrea să încep cu domnul Ilie Păducel, pentru că data trecută, din cauza timpului care se scurge foarte rapid în discuțiile cu dumnealui, are foarte multe idei și greu le putem pune totdeauna în pachetul ăsta de minute, am rămas cu o temă foarte importantă pentru orașul Petrila, pentru Valea Jiului până la urmă, pentru turismul local din Petrila, mai bine zis, domeniul schiabil Șurianu. Domnule Păducel, ați lăsat primăria acum 4 ani cu acest proiect oarecum pe masă și oarecum deja trimis în anumite părți, să nu mai spunem capitală, guvern, nu știu ce. Iar acum, după 4 ani, ne găsim cu el un proiect eșuat, un proiect care eșuat din cauza unui drum care în 4 ani de zile n-a fost nimeni în stare din administrația locală să-l ia de la Rom Silva frumos, mă rog, prin negocieri, prin ce vreau dumnealor, și să-l aducă în oraș și să se apuce de treabă. Da. Mai mult au avut 3 ani de zile cei de la puterea locală, să spunem, au avut și guvernul de aceeași culoare politică și eu cred că dacă stăm așa câte 20 de ani la un proiect de genul ăsta, nu mai avem de ce să ne mirăm că ne fug copiii pe nu știu unde și că nu avem bani la bugetul local și stăm și ne mirăm și ne minunăm. Deci, ca o concluzie și eu închei și vă las pe dumneavoastră, v-aș întreba ce trebuia făcut, de ce nu s-a făcut și ce veți face dacă după data de 27 septembrie veți prelua mandatul de primar. Eventual, poate ne spuneți și un termen, că eu mă gândesc că măcar primul pilon, când o să-l bateți acolo și că nu o să dureze, sper, 8 ani. Da. Situația este în felul următor. Chiar dacă, repet, aș vrea să înțeleagă cetățenii din orașul Petrila că este un proiect foarte important pentru oraș, pentru zona Văii Jiului, și au fost obținute multe avize referitoare la acest proiect. Drumul de legătură spre domeniul schiabil a fost transferat de la Rom Silva la în administrarea Consiliului Local, dar problema s-a oprit la acea suprafață de teren împădurit pe unde, sau unde trebuia să fie amenajate cele 4 pârtii de schi și montat telescaunul. De când eram în mandatul 2012-2016, am insistat foarte mult la Consiliul Județean, care avea și are în subordine direcția de silvică de la județeană și care avea competență să rezolve această problemă. Am fost și la administrația centrală de la București, la Ministerul Mediului, pur și simplu ni s-a pus piedici și nu am fost ajutați, dar cu toate că eram atunci la PSD, președintele Consiliului Județean era PSD, dar
pur și simplu nu s-a vrut atunci, dar mirarea este, sau întrebarea legitimă este, de ce în cei 3 ani când actuala administrație de la Petrila a avut de partea lor Consiliul Local, Consiliul Județean, Prefectura, Guvernul și Parlamentul, nu au rezolvat această problemă. Eu asigur cetățenii orașului Petrila, cunosc și că am fost și sunt inițiatorul acestui proiect, îi asigur și am și discutat la București, la Ministerul Mediului, Pădurilor și Apelor, inclusiv pentru deblocarea situației de la microhidrocentrala din Cheile Tăie, care este o altă problemă nesoluționată și este închisă de 2 ani de zile, dar am discutat cu la minister și asigur cetățenii orașului Petrila că maxim 6 luni de zile după alegeri se va debloca această problemă cu domeniul schiabil. Deci în 6 luni? Da. Ar fi șanse în 2 ani să avem și noi măcar un pilon băgat acolo? Deci trebuie să reluăm discuțiile și să remontăm, să zic așa, parteneriatul cu societate. Noi aveam parteneriat și eram asociați cu societatea care a înființat și a făcut domeniul schiabil Șurianu, partea de Alba, partea de Alba, dar tot datorită legislației stufoase din România a trebuit să refacem studiul de fezabilitate, să modificăm, dar posibilități sunt și cu siguranță se va găsi investitor, pentru că este o zonă foarte atractivă, o zonă virgină care trebuie doar valorificată și pusă în valoare și de asemenea zona din aval de Aușelu până la intrarea în oraș din Amonte Naval este o zonă, de exemplu, sau mai concret, spre Lunca Florii și Gura Popii și Aușelu, este o zonă care cu siguranță își va primi valoarea care o merită și este o zonă deosebit de frumoasă și atractivă. Foarte pe scurt, ca să ne încadrăm în timp cu toate subiectele, cum vedeți viitorul turismului local în Petrila? Și aceeași întrebare și pentru domnul Rusu. Da, în orice caz, datorită poziționării orașului, tot ceea ce înseamnă munți, dealuri, ape și așa mai departe în orașul Petrila, eu zic că se poate vorbi în viitor inclusiv de acțiuni turistice, sportive, educative, de toate felurile, inclusiv și în celelalte anotimpuri, nu doar iarna, când ne referim strict la sporturile de iarnă. Da, domnul Rusu. Domnul Vran, nu întâmplător, dacă ați văzut multe relatări care le-au dat televiziunile, că domnul președinte Iohannis este la schi. Și ați văzut că în reportajele respective pe care le înfățișau și le arătau pe președintele Iohannis la schi, nu întâmplător a ales să meargă la schi în acea zonă. Este o zonă mirifică. Eu o cunosc de când eram copil. Umblam când eram copil pe acolo, după Afine, după asta. Problema legată de domeniul schiabil Șurianu sau Dobraia, cum îi zicem noi, este că foarte mulți din factorii de decizie de la nivel central nu cunosc zona. Și stând să te duci la el să-i spui, Doamne, ajută-mă, hai să desfac ăsta. Aici aș vrea să subliniez un mic aspect. I-au dus casete, deci, domnul primar, în momentul când a făcut proiectul, s-au dus cu casete video, pe vremea aia era, nu era ca acum cu stick-uri, cu nu știu ce, casete. Domnul Bran, s-au dus la minister, s-au proiectat acolo, s-au uitat. Domnule, una e să-l proiectezi și să-l vezi, dar una e să-l vezi live, adică să-l vezi cu ochii tăi. Știu, dar deci, o idee... Să ne aducem aminte, cam cum a luat ființă stațiunea Vidra.
deschid vidra. Tot așa, un personaj, nu vreau să-i spun numele, s-a dus într-o mică excursie și când am văzut ce peisaje și ce potențial turistic este în zonă. Eu zic că domeniul schiabil Șureanu are potențial mai mare decât domeniul de la Vidra. Dar aici eu aș sublinea o chestie. Vedeți, noastră, pentru a face treaba asta și a dezvolta ceva, trebuie și omul care să vrea să iubească și care să se implice. Vedeți, noastră, cam cum s-a dezvoltat straja? Și cui s-a dezvoltat straja? Au fost acolo și oameni. Unui om minunat, care este Emil Părău. Părău. Și deci, ajutat de bineînțeles, asociația căbănuțarilor de acolo. Normal, dar și sufletul. Bineînțeles, de administrația locală. Sufletul. Deci, au fost trei. Și cel care i-a împins de la spate și le-a deschis locomotiva, ochii, da. Domnule, locomotiva, dacă e la modă chestia cu locomotiva, asta. Asta ne trebuie și nouă. Și noi, în partidul nostru Național Liberal de la Petrila, avem un om care îi place extraordinar de mult muntele și care are o dorință imensă de a se implica și este foarte tânăr și chiar vrea treaba asta. Să mă refer la Horațiu Lasconi. Este președintele organizației de tinere de la noi, este foarte cunoscut, este un om care iubește extraordinar muntele și în discuțiile care le-am avut cu el, asta a zis neagică, cum spune el, normal, neagică, mor pe baricadă, dar eu vreau să schiez în Șureanu și să merg de la Petrila la Șureanu, nu să merg pe la Sebe și să... Domnule primar, găsiți o locomotivă sau două sau trei, plus să nu vorbim doar de Șureanu și de sporturile de iarnă. Petrila se pretează la piste de biciclete, inclusiv pe toate coclaurile, să le spunem așa, pe munți, pe dealuri. Deci acolo s-ar putea face zeci de kilometri de piste de biciclete care nu trebuie asfaltate, repet, în pădure, pentru sporturi extreme și așa mai departe. Da, aici, da. Dacă permiteți, mă scuzați, domnul primar, dacă permiteți, eu chiar am discutat-o la noi în ședința asta. Avem un potențial, avem acea zonă care se pot numi faleză, exact. De la tunel și până la primărie, pe zona aia, dacă mergi mai ales pe partea stângă, sunt porțiuni late, care se pot amenaja, piste de biciclete, un copac. Văd foarte des că trec cu mașina, e drumul de centură pe acolo, foarte mulți cetățeni din orașul Petrila care iasă la plimbare, să-și plimbă un cățel, să iasă cu un copil, să treacă, să duc, să stă. Nu au o bancă acolo. Am înțeles. Nu, un pom, nu... Da. Locomotivele, unde sunt locomotivele? Locomotivele sunt în echipa mea. Domnul Bran, trebuie să ne însușim cu toții că trăim vremuri destul de grele, destul de ciudate, să le spun. Da, ciudate. Noi trebuie să fim foarte vigilenți, să ne adaptăm foarte repede și zilnic la situația care apare. Nu se poate rezolva nicio problemă decât în echipă. Vreau să vă spun și repet, eu sunt foarte mulțumit de echipa pe care o am lângă mine, cu care vrem să câștigăm alegerile în acest an. O să vorbim de ea. Da, exact. Vreau să vă întreb o chestie, apropo ce îmi spunea domnul Rusu. Dom'le, nu se puteau face într-un an de zile 100 de metri pe digul ăla de biciclete, amenaja, deci, eu, în al doilea an, încă 100, în al treilea an, în acest sens, eu vreau să vă răspund metri, are, în felul următor. Cu minimă cheltuială. În programul meu din 2016 și mai mult decât în strategia de dezvoltare a orașului care a fost dezbătută cu cetățenii și eu am inițiat-o și am dezbătut-o pe cele 5 sectoare din oraș și pe urmă în Comitetul Economico-Social al orașului, dar se poate verifica pliantul meu din 2016, a fost unul din obiective, amenajarea de piste de biciclete pe malul Jiului, începând de la tunel până la Jir și până la Cimpa, pentru că sunt posibilități să se facă acest lucru. Că nu s-a făcut ce nimic. Ce distanță e, domn primar? Ce distanță e? 6 km. 6 km. 6-8 km, dacă ne referim, da. Și la Jieți de către Cimpa, da, împărțit în două. Deci 2 km, da. Pe an se puteau, da. Face, nu? Da, dar nu s-a pur și simplu s-a neglijat acest lucru sau nu a fost preocupare.
dar condiții sunt și merită tinerii și nu numai tinerii din orașul Petrila și acest lucru. Eu vreau să lucrez și așa este și normal, să lucrăm în echipă, cu echipa și nu în ultimul rând cu cetățenii. Cetățenii sunt principalii factori de care trebuie să ținem seama, pentru că eu am spus-o și repet, nu am făcut nimic și nu putem face nimic dacă nu este unitate, înțelegere și înțelepciune din toate părțile. Nu am făcut nimic în orașul Petrila de-a lungul mandatelor fără să consult cetățenii. Da. Cetățenii au un rol și au avut și au un rol foarte important, pentru că nu știe nimeni mai bine decât jiețenii ce trebuie în jieț, cimbenii ce trebuie în cimba și așa mai departe. Și eu mai știu cel puțin 3 sau 4 proiecte mari care le-ați făcut în Petrila și de gura presei. Așa este, trebuie să ținem. În momentul în care, țin minte că ziarul Voii Jiului v-a tamponat cu Casa de Cultură, v-ați enervat odată rău și ați început să spuneți la telefon, o să vedeți că fac și Casa de Cultură, da, dar nu mai râdeți de noi. Să, și ați făcut-o. Pentru că eu sunt sigur că la presă, da, pentru că eu sunt sigur că la presă, tot cetățenii de care eu spuneam acum, tot electoratul nostru din Petrila a informat presa și pe bună dreptate și ne-a tras semnalul și nouă. Deci Căminul de exemplu, din Jieț, da. Casa de Cultură, parcul, Căminul de la, din Cimpa, da, care Căminul, era, asta toate la scandalul presei, adică presa a pornit. Da, dar de exemplu parcul de la Tudor Vladimirescu, unde acum, din păcate, am fost într-o zi, adică am avut acțiune în parc, ședința foto pentru pozele de la pentru alegeri. Vreau să vă spun, spre dezamăgirea tuturor și spre supărarea mea, că arată foarte, foarte rău acel bazin care este amenajat, a fost amenajat acolo, filigoria distrusă, iarbă necosită, lămpile sparte, locurile de joacă, mobilierul de joacă pentru copii distrus, deci arată parcul acela jalnic. A fost un parc foarte bine întreținut, amenajat într-adevăr cu mulți bani. Dar el e închis noaptea. Da, acum este motivul e pandemia, iar oamenii sunt scoși afară din parc, hai plecați că închidem parcul. Bună. Nici n-am mai auzit așa ceva. Dar credeți-mă că chiar dacă ar vrea cineva să mai distrugă, nu mai are ce distruge. Arată jalnic parcul de acolo, din păcate, și aceasta este o notă foarte, foarte proastă la adresa actualei administrații. Trebuie să dăm atenție, așa cum am făcut-o de altfel de fiecare dată, tuturor problemelor pe care ni le aduc la cunoștință cetățenii, pentru că pentru ei sau noi suntem plătiți ca să rezolvăm problemele cetățenilor. Avem obligația aceasta și trebuie să ne o ducem la îndeplinire. Bun, dacă îmi permiteți, vă rog, aici, domnul Vran. Că v-ați referit la Căminul sau Casa de Cultură din Petrila. Mai acum câteva zile am trecut pe acolo mergând spre magazinele din zonă și am aruncat o privire. Eu am în cap o idee, că mi-a plăcut ceva foarte mult ce am văzut afară, în Ungaria, la Hoidu Sobozdor. A fost un parc unde erau montate niște clopote care, pe baza unui program făcut, la o anumite ore bătea o muzică. Și m-am uitat, am zis, cam să-i sugerez domnului Păducel că să facem. E ceva extraordinar de frumos și asta. Și m-am uitat în zona respectivă și am avut o surpriză total de neplăcută. Și v-aș invita să mergeți să vedeți. În fața Căminului Cultural, de acolo este acel obelisc, făcut tot de domnul Păducel, cu acele două mâini care se duc în sus asta. Este ruginit, stă să cadă, n-am mai văzut o vopsea de ani de zile. Vă mai spun cum arată fântâna care e chiar acolo, în zona centrală. E chiar în zona centrală. Dacă te duci, te uiți, tot găruit, tot mâncat de rugină, tot ala dă să cadă.
E un simbol al orașului, reprezintă ceva. Nici asta nu le... Măcar ce ai să întreții. Da. Permiteți-mi, vă rog frumos, că dumneavoastră aminteați pe bună dreptate de Căminul Cultural din Jieț. Da. Cât am fost primar, atunci ne-am certat, am reabilitat căminul de la Cimpa, am lăsat programul și finanțarea și activitatea începută pentru reabilitarea mai complexă a căminului de la Cimpa și am construit cămin cultural în Jieț, cu toate că unii dintre cetățenii de acolo, nici nu vreau să mi-aduc aminte să le pronunț numele, că majoritatea cetățenilor, mă bucur și le mulțumesc, au fost de partea mea. Am făcut cel mai modern cămin cultural din zonă rurală în Jiețul nostru, cămin care la ora când vorbim sau în fiecare an era închiriat până în martie pentru tot anul pentru activități de nunți, botezuri și așa mai departe. Care arăta jalnic. Da, arăta jalnic, era sprijinite. După pozele care tavanul. Le-am făcut în ZUJ, da. Dacă vă aduceți aminte, atunci ne-am certat prima oară. Se poate. V-a supărat un pic și a zis, las că vă arăt eu că fac și căminul. Am făcut, tot așa, la inițiativa cetățenilor, a majorității cetățenilor, și eu am spus, este nevoie să ținem cont de ideile tinerilor, pentru că ei vin cu idei noi, cu idei moderne, ei sunt viitorul, ei sunt viitorul, noi ne rămâne sarcina și datoria ca să-i sprijinim, să le venim vorba aia, să le dăm tot sprijinul pentru a-i lansa și pe ei, și în politică, și în administrație, și în toate domeniile vieții și activității de zi cu zi. Vorbeam data trecută, după terminarea emisiunii, mi-a spus foarte pe scurt că aveți câteva proiecte legate de Casa de Cultură și de tineri. Câteva proiecte care încercați să-i dați o altă dimensiune Casei de Cultură. Vorbeați ceva de teatru, vorbeați ceva de proiecte de filme, vorbeați ceva de terenuri de sport care să poată fi folosite și iarna. Vă rog să le spuneți acum, ca să terminăm cu capitolul tineret și ce avem pentru emisiunea de azi. Cu siguranță și la Casa de Cultură trebuie și este necesar să fie îmbunătățită activitatea. Avem acum mai mult că oricând și vom avea sprijin de la Teatrul de Sârbu, putem să facem un parteneriat și cu siguranță vom face parteneriat cu Teatrul de Sârbu pentru a prezenta programe pentru toate categoriile de cetățeni din Petrila. Teatru pentru copii, da, pentru copii pentru și nu numai. De asemenea, trebuie reactivate din nou ansamblurile de muzică populară și dansuri populare și obiceiuri și tradiții din orașul Petrila. Sunt multe activități care trebuie să se desfășoare în Casa de Cultură, în căminele. Proiecții de film, la ce v-ați gândit? Că ziceați și de film. Da, referitor la film, eu aduc aminte cetățenilor și administrației că în 2016 lăsasem fișa de proiect pentru reabilitarea cinematografului din Lonea. Îmi doream să facem ca la Vulcan la Lupeni acum. Și la Lupeni. Este o clădire părăsită, este o clădire nefolosită și merită, eu zic, cetățenii din Petrila să aibă și aceea ceva. Referitor... Dacă nu faceți măcar... Să folosiți ce aveți și în Casa de Cultură, am înțeles că dar vorbiți cu o casă. Nu mi-a plăcut niciodată, domnul Bran, să am clădiri, epave pe raza orașului Petrila. Abandonate și părăsite și așa mai departe. Și a fost cândva, am vrut să îi dăm altă destinație, am vrut inițial să facem grădiniță acolo, dar este în patrimoniul România celor Film. De la România Film și nu au fost de acord să ne-o dea și au zis că... Dar prin CNI, nu se prin putea, CNI, rezolva, prin nu se putea așa, rezolva până acum? Fișa de proiect, fișa de reabilitare și modernizare este depusă de când eram primar la CNI. Și n-a mai umblat nimeni acum. N-a mai umblat nimeni, a uitat și pur și simplu s-a uitat de acest lucru. De asemenea, bine, măcar că s-a preluat se ideea pot cu face bazinul. Pentru iarnă, pentru copiii din Petrila, se pot amenaja patinoare. Am avut
Tot Păducel l-a făcut, dacă aduc aminte cetățenilor, lângă Clubul Muncitoresc din Lonia, în incintă, da, a funcționat în câteva ierni în patinoar, dar se poate face la, pe terenul de sport. Există firme acum. Da, a fost scos la pofticărie. Da, primăria poate plăti. Da. Se pot face la Petroșani, a mers școala generală asta. De Sârbu, la școala din Cimpa, este un teren foarte bun în incinta școlii și nu numai. Deci sunt multe posibilități de a veni... Teren de sport, a spus, să poată juca și iarna, adică cum? Da, pe stadionul din Lonia, acel balon, dar trebuie ceva mai mare, mai unde se pot desfășura sporturi iarna, care se derulează, să zic așa. Idee. Da. În zona dinspre Deal, da, acolo e un teren mic de antrenament al echipei. Se poate pune. Păi eu, sunt multe, sunt multe. Școala sportivă are aici la Petroșani, da, pentru tenis. Exact, de dimensiuni mai mici. Costurile sunt niște costuri atât pentru achiziție cât și pentru întreținere, suntem conștienți. Va trebui să finalizăm bazinul de note de la școala numărul 5 la care se lucrează. Proiect al meu, se lucrează la el. Păi și asta spun, mă bucur, da, mă bucur că se lucrează la acest proiect, dar va trebui finalizat și încă o dată zic, trebuie să dăm atenția cuvenită și atenție sporită tinerilor, copiilor, pentru că ei sunt viitorul nostru. Deci, recapitulând, vreți lucruri mari oarecum. Pentru un tânăr e esențial să aibă unde să-și petreacă timpul. Corect. Deci ați vorbit de cinematograf, ați vorbit de piste de biciclete pe marginea Jiului, cei 6 km, ați vorbit de teatru, inclusiv teatru de copii. Deci lucruri interesante și inedite. Și ați mai vorbit și de aceste terenuri pe care se poate practica sportul în aer semi-liber, să-i spunem. Și terenuri iarnă. Sintetice. Am făcut la stadionul din Lonia un teren sintetic, dar mai sunt necesare și în Petrila, mai în toate locațiile unde se pretează putem să facem, pentru că merită tinerii și copiii din orașul Petrila. Bun, în a doua parte a emisiunii, că timpul zboară, eu v-am spus, da, așa, vreau să îl întreb pe domnul Gheorghe Rusu, domnul Gică, cum îl știe toată lumea, cel puțin din Petrila, mă gândesc, dacă nu și din Vale. Domnule Rusu, ce v-a făcut să-l susțineți pe domnul Ilie Păducel, să susțineți echipa PNL Petrila? Domnul Bran, eu îl cunosc și ne cunoaștem cu domnul Ilie de foarte mulți ani. Eram chiar tineri, aveam 20 și ceva de ani. Suntem apropiați ca vârstă. Pot să-i spun, ei cu un an mai mare ca mine. Ne cunoaștem. Dintotdeauna ne-am stimat și ne-am respectat și, în general, în grupul meu de prieteni sunt numai oameni care sunt oameni serioși, oameni de treabă și oameni cum se cade. Faptul că Ilie Păducel este atât de pătruns de a face ceva în orașul acela. S-a dăruit cu trup și suflet de foarte mulți ani să fac. Nu l-a interesat. Nu poate să... Sunt unii care vin și acolo, bă, că și-a făcut avere. Eu vă arăt în orașul Petrila și în ăsta case și vile și terenul ăsta mult mai luxoase, mult mai luxoase de ce a făcut. Pe mine m-a făcut și m-a determinat că l-am văzut pe Ilie acum foarte mulți ani dând la coasă și mulgând la vacă. Și era primar. Și el certa nevasta. Ăsta, lasă-mă că trebuie să fac aia, că mai am de lucru și la asta. După aceea, faptul că el s-a dăruit și a făcut foarte multe pentru oraș. Eu îi mulțumesc din toată inima pentru un prim lucru care pe mine mă chinuia, domne, să car cărbun pe scări de la parter până la ăsta, să duci cenușa, mizeria care se făcea prin tot orașul cu cenușa și ăsta, prima realizare și care am apreciat-o și îi mulțumesc din suflet că a reușit să o facă este introducerea gazului metan. Vă dați seama ce înseamnă gazul metan pentru noi, persoanele de vârsta a treia, care avem tot felul de probleme, mai o sciatică, mai o hernie de disc, mai un picior care nu te ajută să duci să car. După aceea, cum arată orașul. Da, dar s-a schimbat tot. Gaz metan,
De la ce a lăsat domnul primar ultima oară, nu știu dacă s-a mai extins rețeaua. Este omul care a ajutat... Au rămas satele încă nu au gaz, nu? Nu, pe data trecută mi-a spus dumneavoastră să vă spun două proiecte prioritare pe care le voi da atenție după alegeri. Am spus extinderea rețelelor de gaz în localitățile aparținătoare. Nu s-a mai făcut nimica. Absolut nimica. Pe linia asta. Din păcate, eu în ultimele mandate nu am avut legislație și nu am avut în România legislație, pentru că pe timpul lui Năstase s-a sistat sau s-a interzis de atunci posibilitatea primăriilor de a face extindere de rețele de gaz. În Brăteanu am făcut singurul parteneriat pe care l-am făcut atunci cu E.ON Gaz și Consiliul Județean, de am putut introduce gazul în Brăteanu și Remete. Dar acum este necesar și în localitățile aparținătoare orașului să se realizeze acest lucru. Și prioritatea numărul unu pentru cetățenii din oraș și împreună cu cetățenii, pentru că de câte ori mi-aduc aminte, de atâtea ori spun, nu poate face primarul nimic fără echipă, nu poate face primarul cu echipa nimic fără cetățeni. Toți trebuie să muncim împreună, toți trebuie să tragem în aceeași direcție ca să rezolvăm problemele care nu sunt deloc puține și deloc ușoare în orașul Petrila. Apropo de echipă, că haideți să, în fiecare emisiune trebuie să revenim, că până la urmă, cum spuneți noastră, nu doar primarul face totul singur, trebuie să aibă o echipă. Nu doar Ilie Păducel candidează, trebuie să aibă o echipă și așa mai departe. Povestiți câteva fraze, câteva lucruri despre echipa care o aveți. Așa, și același lucru l-a jucat și pe domnul Rusu, care, bineînțeles, cunoaște organizația din interior, fiind un senior acolo, poate să ne spună tot așa în câteva cuvinte ce înseamnă echipa PNL Petrila, cum sunt oamenii de acolo și așa mai departe. Să știți că eu consider că am reușit să adun pe lângă mine în echipa cu care pornim la drum și suntem hotărâți să câștigăm alegerile, oameni de valoare, oameni care unii sunt cu multă experiență în ceea ce privește administrația locală și sunt consilieri de mai multe mandate, sunt și tineri care nu au activat niciodată în Consiliul Local sau în administrație, dar îmbinând experiența cu elanul tineresc, eu consider că vom putea face treabă bună și sunt oameni din toate domeniile de activitate, și medici, și profesori, și ingineri, și muncitori, și pensionari, și avem ca și reprezentant al partidului, organizației noastre, în Consiliul Județean, un medic și un inginer, un tânăr. Doctorița Mariana Bărbulescu este consilier județean și este și acum pe loc elegibil propusă pentru viitorul Consiliu Județean. Deci avem o echipă, zic eu, cu mari șanse de a câștiga, o echipă care eu consider că fiind repartizată de comun acord în cadrul biroului organizației orășenești PNL pe cele 16 secții de votare, ne vom mobiliza în așa fel încât să conștientizăm lumea, să nu mai greșească și să nu se mai lasă amăgită, mințită și dezinformată și de data aceasta în ceea ce privește alegerea Consiliului Local și a primarului pentru viitorul mandat. Referitor la acest subiect, aș vrea să subliniez și să arăt cam cum se vede din afară organizația noastră, cam cum este văzută de asta. Nu-i puțin spus că am fost foarte mândru de faptul că am organizat la nivel de partid. PNL-ul are într-un an de zile 4 întâlniri la nivele regionale,
la care participă organizațiile de seniori liberal. Ultima întâlnire care a fost făcută în vara, la noi în Valea Jiului, a fost organizată de mine și au participat seniori liberali din județele din zona regională, din Timișoara, din Caraș-Severin, din Arad, din Mehedinți, din Alba Iulia, așa, care au venit la invitația noastră și școala, acea școală de vară care se face. În cadrul acestei școli nu ne întâlnim să povestim asta. Am discutat subiecte foarte serioase referitor la dezvoltarea zonelor sau la probleme legate de... Dacă s-a făcut școala de vară la Gioagiu, s-a discutat de problemele din zona Gioagiu. Dacă am organizat această școală de vară la noi, la Petrila, în speță la amortizatorul la Cabana Mișa, ca să vedeți după aceea influența, au participat și parlamentari. Și am avut onoarea să participe la această ședință și doamna senator Carmen Hărău. După ce am dezbătut acele... O mică amănuntă în momentul când noi am comunicat ora la ce oră începe acea întrunire, dânsa a întârziat câteva minute și a venit foarte nervoasă și foarte revoltată. Nu vreau să vă spun cum asta. Și am întrebat, doamna senator, dar ce sunteți așa de sub... Păi nu se poate, era să rup mașina, domnul Gică, era să rup mașina. Păi ce ați pățit, cum? Păi ăsta e drum pe care să vin. Zic, doamna senator, v-am invitat intenționat în această locație să vedeți cam cum arată o zonă cu un potențial turistic. Ca o paranteză, după ce s-a terminat această întrunire noastră, cu o parte din cei care au participat, cu timișoreni, cu arădeni, profesori, care sunt profesori universitari, unii care au terminat facultatea aici la noi, la Petroșani, și o să pot să vă dau numele lor, am făcut o ieșire către zona spre Vâlcea, împreună cu doamna senator, și să vadă asta, această plimbare a noastră pe zona asta, sute de mașini, era chiar atunci, veneau dinspre Transalpina. Toată lumea încet, toată lumea cu înjurături, cu nu știu ce, cu nu știu. Și am dus această echipă până la hotarul cu județul Vâlcea. Și am arătat. Uitați aici, vedeți ce drum este în Vâlcea. De aici până jos, în obârșea Lotrului, până în ăsta, e un drum ca în palmă. De ce la noi nu se poate? Zona noastră e mult mai frumoasă și mai sălbatică. Doar de 23-24 de kilometri. A plecat de acolo foarte indignată, foarte supărată și la o lună de zile s-a mișcat. Ceea ce se întâmplă acum cu aceste reparații se datorează și dumneai, pentru că a văzut ce potențial turistic are zona respectivă. Așa. Tot așa, referitor la organizație. Organizația noastră este foarte unită și ne spunem toți păsul și cam ce, cum vedem. Și acceptăm, chiar dacă este poate o idee care nu e o idee bună, eu spunem în față, domnule, nu e o idee bună, uite, eu zic că văd așa. Ne sfătuim, avem ședințe foarte dese în care dezbatem problemele. Dar ce aș vrea să subliniez, ce a spus și domnul Păducel, în aceste întâlniri ale noastre, ținem cont și punem pe masă și poate să confirme și locuitorii din, și cetățenii din Petrila, că îi întrebăm, măi omule, cam tu ce vezi în zona asta, mă, domnule, cam ce e asta? Nu acum că sunt alegeri. Au fost discuții. În zona mea, de exemplu, unde locuiesc eu, am stat și eu de vorbă. Aș vrea să veniți să vedeți un parc de aventură. E un loc de joacă pentru copii, dar este o adevărată aventură să-ți pui un copil pe caruselul ăla care e acolo. Am postat pe ăsta. E dezastru cum arată. Nu poți sări să-ți duci un copil acolo. De ani de zile. Au venit o viitură acum câțiva ani, au rupt un pod acolo, sunt o grămadă de oameni bătrâni care vor să meargă la un magazin să-și cumpere ceva de mâncare sau să meargă la un maxi taxi sau să meargă undeva. Trebuie să ocolească foarte mult teren ca să ajungă la un pod să treacă, pentru că jiul acea
torentul ăla care a venit puternic acum vreo 3 ani, dacă mi-aduc aminte bine, 4. A rupt, sau 4 ani, a rupt acel pod. Există, oamenii atât au fost de cum să zic, de, au adunat cu mânuțele lor șinele, sunt acolo, totul e pregătit, domnule, și s-au tot rugat, faceți, domnule, dacă nu faceți un pod pentru camioane, pentru mașini, că așa acolo, au și ei mașini și trec, domnule, faceți-ne o punte, domnule, să mă pot duce și eu să-mi iau pâine, nu să mă duc un kilometru încolo și un kilometru încoace să-mi iau o pâine. Da, asta. Fiindcă mai avem 10 minute, trebuie să le folosim cât mai bine și l-aș întreba... Da, și nu. Prima dată v-aș întreba pe dumneavoastră, de fapt, să ne spuneți oamenilor cele două proiecte, că așa am stabilit, da. În fiecare emisiune le spuneți câte două proiecte, care dumneavoastră urmați să le faceți dacă veniți la primărie. Da, să știți că în programul meu pentru viitorul mandat, pe lângă problematica de infrastructură, de drumuri, poduri, asfaltări, reabilitări de blocuri și așa mai departe, o să și extindere de rețele de gaz, mi-am propus și sunt hotărât încă din mandatul trecut, făcusem parteneriat cu Consiliul Județean pentru amenajarea căminului de bătrâni din orașul Petrila la fosta direcție din Lonia. Avem centru medical pentru îngrijirea persoanelor cu handicap în Colonia Brăteanu, care este al Consiliului Județean. Deci după ce l-am pus noi la punct, am rezolvat tot în anii 96-97, l-a preluat Consiliul Județean. În această locație, care a reabilitat-o acoperișul și exteriorul, doresc și făcusem parteneriat Consiliul Județean, respectiv cu domnul David, să amenajăm cămin de bătrâni. De asemenea, acesta ar fi o prioritate pe lângă celelalte de infrastructură și, de asemenea, îmi doresc, așa cum am spus, să găsim soluție legală și să asigurăm transport gratuit pe maxi-taxi pentru pensionarii din Petrila, de la, știu, de la Cimpa până la, sau de la Răscoala până la Petroșani, sau de la Jiez până la Petroșani, din orașul Petrila până la Petroșani, și, nu în ultimul rând, să amenajăm spații, ceea ce însemna locuri de muncă, în fiecare școală sau în toate unitățile de învățământ de pe raza orașului Petrila, să se poată servi o masă caldă pentru elevii din învățământul petrilean și, bineînțeles, să îmbunătățim și cuantumul burselor pentru elevi. Asta cu masa caldă mai dezvoltați într-un minut. Da, pentru că numărul elevilor a scăzut foarte mult la Petrila, s-a ajuns la jumătate față de anii 97-98, când era aproximativ 5.000 de elevi, acum mai sunt undeva la 2.500. Avem spații suficiente atât pentru redimensionarea numărului de elevi în clase, mai ales acum pe perioada pandemiei, și inclusiv pentru amenajarea spațiilor respective sau unor spații din aceste școli și grădinițe pentru posibilitatea de a servi o masă caldă elevii. Am creat locuri de muncă în oraș, am creat posibilitatea ca să creștem gradul de vorba aia... Numai de... că măsurile vor trebui să fie speciale. Bineînțeles, da. Bineînțeles, adică, dar nu imposibil. Ca și finanțare ar veni, da. Dublu. Am făcut și cabinete medicale, am făcut și cabinete medicale în școlile din Petrila pentru elevi și putem să facem și sunt hotărât să facem și acest lucru, ca elevii din Petrila să servească o masă caldă asta fiecare ar fi locație. Extraordinar, mai ales pentru unele familii, sunt convins că... Da, bineînțeles. Întotdeauna am ajutat familiile cu probleme, întotdeauna am fost alături de ei. Aduc aminte cetățenilor că în 96, când m-au ales primar, am găsit o situație în oraș foarte, foarte grea,
erau familii dezorganizate, familii cu copii abandonați. Cele mai multe cazuri de copii cu HIV, peste 30 de cazuri, am făcut centru la cap de linie din Petrila, am făcut organizația Salvați Copiii, am făcut organizația Humanitas Prodeo, unde am făcut centru de asistență și protecție socială, unde serveam masă caldă și masă pentru peste 100 de copii. De toate astea vom discuta într-un mod special. Vă rog, și o emisiune numai pentru asta. Da. Da. Domnul Rusu, ceva comentariu îmi spuneați că ați vrea să faceți asupra unor promisiuni exact. Oarecum neonorate de către unii din administrația locală. Vă dau 3 minute, după care un minut, câte un minut o să mai aveți fiecare. Domnul Brar, alegerile locale, parlamentare sau orice gen de alegeri este ca un mic război cu ghilimele de rigoare. Eu, unul, în acest război de care vă spuneam în ghilimele, nu vreau să folosesc nici cuvinte jignitoare, nici cuvinte, pentru că nu mă interesează să fac atacuri la persoane. Nici n-ar fi elegant. Și n-ar fi elegant. Și nu ne stă nouă, cel puțin nouă senior liberal, nu ne stă în caracter să facem atacuri la persoană, jigniri și așa mai departe. Dar e la modă, în schimb, e la modă, dar și mă dezgustă când văd și pe rețele de socializare, bălăcărești și chestii de genul ăsta. Eu aș vrea să... Normal, când ești într-un asemenea moment, vrei să-ți cunoști adversarii. Ce vor adversarii? Cu ce vin ei mai bun ca tine? Ce propun ei? Asta, ca să vezi cu cine te lupți și cam ce vor. Și... trecând într-o zi așa, au apărut bannerele astea care se pune. Dacă o să mergeți să vedeți că nu ne-am pus bannere. De ce? Singurul ăsta care este trecut și o să apară ăsta că sloganul nostru că omul trebuie să rămână om. Pentru că Ilie Păducel este om. Și atunci, la un moment dat, am văzut pe panoul unui partid, așa, PSD, sloganul Continuăm împreună. Așa. Și vreau să întreb și eu, ce continuă împreună? Că nu se vede nimic ce asta. După aceea, continuăm împreună. Păi cu cine continuăm împreună? Că tocmai s-au spart, s-au rupt în două față de acum 4 ani, s-au divizat pe tot felul de alte motive. Deci nu mai au echipa care o aveau. Bun, continuăm împreună. Păi cu cine? Cu tinerii? Care tineri? Cu adulții care zic ăsta? Nu mai sunt. Că au fost duși în străinătate și duși tocmai de oameni de-ai lor, cu firme de-ai lor, duși la muncă în străinătate. În ziua de astăzi trebuie să cauți foarte mult să găsești un sudor, să găsești un zidar. Ce continuăm împreună? Să-i ducem în continuare la muncă în alte părți? Bun. Să vă chide tine ea, vă rog. Ce să continuăm împreună? Să continuăm împreună să dăm prioritate unor firme care nu sunt din vale și mă doare sufletul. Orașul arată frumos, că sunt foarte multe flori puse și la un moment dat avem și noi un întreprinzător, avem niște sere care au ajuns, vai mama lor cum sunt acum, niște sere. Și avem și un întreprinzător în Lone acolo și l-am întrebat, mă Nicule, bă, ce frumoase sunt florile tale, mă neagică. Nu de la mine, mă. Eu mă chinui să trăiesc și să vând și eu prin piață. Da, mă, dar tu ai serile astea făcute. Nu le-au cumpărat de la tine? Păi cum, mă? Deci da, asta ar fi este. Plus alte sloganuri care o să mai discutăm. O să le mai discutăm. Domnule primar, un minut mai aveți să le transmiteți în camera acolo petrilenilor de ce să vă voteze și de ce să voteze PNL Petrila. Da, deocamdată suntem în precampanie, doar fac un apel călduros către cetățenii din Petrila, către toți petrilenii, să nu se mai lase păcăliți și mințiți și să fie foarte atenți la promisiunile fiecărei echipe care îi contactează și să țină cont de ceea ce am reușit să facem împreună, ceea ce am reușit să construim împreună în orașul Petrila și să fie alături de noi și la bine și la greu. Vă mulțumesc și încă o dată vă rog să fiți alături de noi.
Domnilor, mi-a părut bine să vă am în emisiune aici. Le transmit telespectatorilor un weekend plăcut, dumneavoastră de asemenea, și rămâneți cu Capital TV.